O descoperire ciudată avea să se întâmple pe data de 11 august 2003 în masivul Bucegi. Americanii și românii pătrund sub masiv și descoperă o așa zisă sală a proiecțiilor cu holograme, care au arătat istoria adevărată a Terei, iar pe lângă asta descoperă o amforă cu aur monoatomic, care ar duce la o inimaginabilă longevitate. Despre toate acestea și multe altele vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, dacă vrei să fii la curent cu următoarele noastre documentare, teorii incredibile pe care le pregătim pentru voi, apăsați total gratuit butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât veți fi primii notificați când lansăm aceste materiale. Pentru început, vreau să vă aduc în atenție un lucru foarte interesant. În anul 1961, doctorul Doru Todericiu, profesor de științe și tehnologie la Universitatea din București, face o descoperire extraordinară, găsind un document vechi din anul 1570. Acest document avea să se numească Manuscrisul de la Sibiu și reprezintă un text de 450 de pagini, legat într-un singur volum mare, care conține date tehnice, oameni buni, despre rachete, artilerie și balistică și explică în detaliu cum se asamblează o rachetă în 3 etape. Cartea este veche, plină de desene, date tehnice și descrieri inimaginabil de detaliate ale rachetelor întrepte. A fost scrisă în întregime în limba germană, dar originea documentului rămâne un mister, în ciuda apariției sale nu întâmplătoare, am putea spune, în România. După multiple controverse, documentul a fost în cele din urmă publicat în anul 1967 într-o revistă istorică românească, sub numele de Manuscrisul de la Sibiu. A treia parte a Manuscrisului de la Sibiu conține un raport detaliat al unei sulițe zburătoare cu o rază de acțiune considerabilă și eficientă și a lansării unei rachete întrepte în orașul Sibiu, unde se crede, mare atenție, că mii de oameni ar fi asistat la evenimentul încheiat cu succes de plin în anul 1555. Nu se știe însă exact cine a scris acest manuscris misterios, dar este temporar atribuit lui Conrad Haas, un om de știință care și-a pus amprenta, dragi prieteni, asupra domeniului științific de la noi din țară. Se crede că Haas a fost prima persoană care a conceptualizat rachetele întrepte. Se spune că era un inginer militar sas din Austria sau din Transilvania, iar în manuscrisul său el plasează în acel moment din istorie o tehnologie care s-a materializat, oameni buni, abia la mijlocul secolului al XX-lea. Conrad Haas este considerat un strălucit văzător și primul inventator al motoarelor de rachete, poate un pic înaintea lui Elon Musk. În același timp, acest manuscris este surprinzător de puțin cunoscut. Marea majoritate a oamenilor nu au auzit niciodată de el. În același timp, este autentic și verificat de istorici. Și da, descrie, cum am spus, știința rachetelor, până în punctul în care rachetele necesită propulsoare lichide. Acest manuscris este controversat. De ce? Pentru că în urmă cu peste 500 de ani, nimeni, prieteni, nu-și putea imagina că într-o zi oamenii vor construi un aparat de zbor cu care vor putea călători în univers. Să fie inspirație divină? Puțin probabil. Și atunci, cum Haas a putut să scrie o asemenea carte, în care să descrie ceea ce cunoaștem noi în ziua de astăzi drept o rachetă? Există detalii și speculații care ne pun pe gânduri și mai mult. Unii cercetători cred că Haas nu a inventat el astfel de tehnologii avansate, ci a folosit surse mai vechi, din care doar s-a inspirat. Unii ar putea să întrebe dacă acest manuscris a fost scris dintr-o inspirație divină. Răspunsul nu este clar, desigur, dar trebuie menționat faptul că în scrierile antice indiene sunt descrise numeroase avioane, numite Vimana, pe care le foloseau zeii în călătoriile lor interstelare. În acest sens, nu trebuie exclusă ideea că Haas, acest cercetător, ar fi putut să se inspire din sursele vedice. Însă aceasta, din urmă, oameni buni, este doar o teorie care nu poate fi probată. De altfel, dacă nu ar fi existat această teorie, atunci nu se poate explica cum a gândit Haas această tehnologie. Și mai important este faptul că după ce inginerul transilvanean a scris un asemenea manuscris, nu s-a apucat să construiască o rachetă. Care ar fi fost sensul unui manual pe care nimeni nu-l înțelege, fără ca invenția să fi fost pusă și în practică? De subliniat este că acest manuscris a fost găsit în arhivele orașului Sibiu, de la care manuscrisul și-a luat și numele.
La început, doctorul Todericiu nu și-a dat seama de importanța acestui document, dar cu cât citea mai mult, cu atât era mai surprins și uimit de informațiile de pe paginile lui. Nu existau doar descrieri detaliate despre cum să construiești rachete în mai multe etape, ci desene ale acestor rachete, precum și calcule și date despre balistică și artilerie. Să ne îndreptăm un pic atenția asupra aurului monoatomic. În anul 1976, un agricultor face o descoperire care a stârnit interesul specialiștilor. El a observat că pe terenul său culturile nu mai creșteau, se uscau. A făcut o analiză a solului și a descoperit că acesta conține o cantitate ridicată de sodiu. El a fost sfătuit să injecteze în sol acid sulfuric pentru a disloca cantități de sodiu. La scurt timp, el a observat că pe sol s-au format conglomerate de culoare albă, care străluceau în lumina puternică a soarelui. Ceea ce era și mai curios a fost faptul că aceste conglomerate dispăreau, după care se formau din nou. A dus probe din aceste conglomerate la un laborator din Arizona și rezultatul analizelor a fost că se formase un metal care a fost numit aur monoatomic. Acest metal avea proprietăți excepționale. Putea transfera capacitatea sa antigravitațională asupra instrumentelor cu care se efectuau măsurători. Capacitățile magnetice erau și ele deosebite. Specialiștii au susținut că acel metal contravenea legilor fizicii. De-a lungul istoriei, aurul a fascinat. Era considerat metalul pur, dar era asociat soarelui. Aurul monoatomic sau ormus este utilizat cu succes în dezvoltarea proceselor cerebrale. Simțurile cunosc o dezvoltare extraordinară, sistemul imunitar se fortifică. Miraculoasa pulbere albă poate ajuta omul în ascensiunea spirituală. Cele mai vechi atestări ale folosirii aurului în medicină provin din Alexandria, Egipt. Egiptenii consumau aur pentru purificarea corporală, mentală și spirituală, iar alchimiștii erau convinși că aurul este un metal mistic. Aurul metalic este supus unui proces de transformare, ce are ca rezultat ruperea legăturii de valență dintre atomi și devine monoatomic. Este hidrosolubil și nu mai conține nicio structură metalică. Aurul monoatomic are o legătură nemijlocită cu Enoch la evrei, Hermes la greci și Thoth la egipteni. Aceștia au ingerat picături albe și au devenit nemuritori. Nici România, oameni buni, nu a fost ocolită de fenomenul aurului monoatomic. Un controversat scriitor român susține că în complexul subteran din Munții Bucegi a fost descoperită o tehnologie extraterestră, dar și aur monoatomic. Aurul monoatomic este căutat de către Illuminati, aceștia încercând, bineînțeles, să-și prelungească viața. Enigmaticul scriitor Radu Cinamar susține că în Bucegi a fost descoperită o amforă în care se află aur monoatomic. Implicarea americanilor, dar și a masonilor în această descoperire a ridicat însă multe semne de întrebare. Totul a fost ținut secret. Ne întrebăm dacă adevărata ipoteză conform căreia aurul monoatomic provoacă un proces de întinerire de longevitate este adevărată. Se spune că pulberea de aur monoatomic descoperită în Bucegi este fabricată după o tehnică a atlanților. Din păcate, românii au ascuns sau negat această știre, cu toate că sunt martori și specialiști străini care susțin contrariul. Oameni buni, asistăm și în România la fenomenul cunoscut sub denumirea de istoria interzisă. Iar în cazul descoperirii sălii proiecții din Munții Bucegi din august 2003, tot aurul monoatomic a fost punctul fierbinte al descoperirii. Nu neapărat tehnologia avansată, care se spune că a fost descoperită acolo, deși și aceasta avea o importanță incontestabilă. Conform mărturilor, se pare că amfora era fabricată dintr-un metal special de culoare roșiatică și nu avea toarte. Capacul elegant nu lăsa să fie văzut conținutul, însă se putea discerne în interior un praf strălucitor foarte fin de culoare albă. În mod curios, pereții interiori ai amforei radiau discret o ușoară lumină albastră, care scotea și mai mult în evidență sclipirile aproape magice ale pulberii albe. S-a analizat o mostră, dragi prieteni, din această pulbere. Cercetătorii americani au rămas consternați să constate că ea reprezintă o structură cristalină necunoscută a aurului monoatomic. Aceasta reprezintă un derivat al aurului, care are culoarea alb strălucitoare și atomii plasați în rețeaua bidimensională, spre deosebire de aurul obișnuit, care are culoarea galbenă și atomii sunt plasați în rețea tridimensională. Pulberea de aur monoatomic este foarte dificil de obținut, mai ales în formula de puritate foarte mare, așa cum o prezintă unele texte antice
și puținele referiri alchimice autentice din perioada Evului Mediu. Practic, dragi prieteni, știința actuală nu a putut obține până în prezent această puritate extraordinară a pulberii de aur monoatomic. Dar chiar și în acest caz au fost observate efecte terapeutice incredibile asupra țesuturilor vii, în special în ceea ce privește capacitatea lor de regenerare. De aceea, bineînțeles, există foarte puține surse de informare cu privire la tehnologia de obținere a aurului monoatomic. Și din informațiile scurse de la unii dintre savanții americani, există un mare interes din partea NASA pentru cercetarea în această direcție, întrucât au investit fonduri uriașe. Și conform datelor obținute de la cercetătorii americani, un om poate să trăiască în același corp fizic timp de mai multe mii de ani, cu condiția să consume la anumite intervale de timp și într-o cantitate bine determinată această pulbere. Este lesne de înțeles, dragi prieteni, de ce aceste informații sunt secretizate, de ce nu vorbește nimeni despre descoperirile pe care le-au făcut americanii împreună cu românii în masivul Bucegi în anul 2003. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni, aștept să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre aceste descoperiri. Până data viitoare, dacă v-a plăcut acest material și l-ați găsit interesant, dați un like, dați un share și desigur apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să vedeți primii când lansăm documentare și teorii incredibile pe canalul Adevărul Secret. Până data viitoare, vă doresc o seară fabuloasă!